Bună seara, bine v-am regăsit. Sunt Roxana Gaboriliescu și alături de colega mea, Ramona Popescu, vă invităm la o nouă ediție, la partea a doua a călătoriei noastre alături de călăuzele divine și mesajele lor. Vă mulțumim pentru aprecierile dumneavoastră, pentru mesajele și pentru like-urile pe care le-ați acordat atât pe transmisia live, cât și pe pagina noastră de Facebook a emisiunii Design Perfect. Am chiar citim și apreciem fiecare comentariu a dumneavoastră. Am discutat înainte de emisiune ce ar trebui să facem atunci când apar comentarii un pic mai înfricoșate de discuțiile de dragon, de alte entități decât cele cu care, să spun, suntem obișnuiți deja de mici, respectiv îngeri. Deși dacă acceptăm ideea îngerilor, de ce am acceptat și ideea altor călăuze? Până la urmă am decis că, așa cum spune și emisiunea, tot călăuzele vor fi acelea care vor decide care este limita transmisă de această emisiune și suntem convinse că cei care vor rezona la astfel de mesaje vor fi cei care vor continua să se uite, alții și dacă se uită de curiozitate și dacă vor auzi vreodată de așa ceva. Până la urmă, și când am citit de ce scria Jules Verne, era considerat SF pur. După aceea însă s-a considerat altfel. E frumos până la urmă să visezi, iar dacă visele devin realitate, parcă e și mai frumos. Dacă nu crezi în ele deloc, oare unde ai putea să speri să ajungi? Bună seara, Ramona! Bună seara! Bună seara tuturor! Ia în calcul și faptul că oamenii sunt unici și au dreptul la propriile alegeri. Exact. Despre asta vorbim, fiecare decide în ce crede, până unde își permite să viseze, până unde își permite să zboare și are dreptul, nu? La liberul arbitru. Bineînțeles, atât timp cât este exprimat politicos, nicio problemă. În rest, bloc. Există opțiunea bloc pentru cei care nu știu să-și exprime în mod politicos părerea. Este singura ocazie la care apelăm, când apelăm la opțiunea bloc, atunci când nu știi să te comporți în societate, deși ai o vârstă și o educație. Da, asta spuneam. Da, mulțumim și nu facem rabat tuturor de la asta, celor orice care își exprimă opiniile, da, cu o singură rugăminte, cu o singură cerere, să fie exprimate într-un limbaj decent. Într-un mod politicos. Atât. Adică fiecare om are dreptul să-și creeze o opinie. Întotdeauna o va crea în funcție de cât este pregătit, să accepte. Este de respectat nivelul fiecăruia de a accepta anumite lucruri și ne mergem mai departe. Ce ar fi să ne oprim pentru că nu sunt acceptate anumite lucruri? Întotdeauna există scrieri de zeci și zeci de ani care vorbesc despre lucruri pe care noi încă nu suntem pregătite să vorbim aici. Sau nu am putea să le vorbim într-o emisiune. Ar părea ceva deplasat. Acum 10 ani, dacă vorbeam despre îngeri, pentru că vorbeam despre îngeri, aveam probleme. Da? După care a venit valul. Este o normalitate acum să vorbești despre îngeri. Minunat! Acum vorbim de ceva ani despre unicorni, despre dragoni, despre spirit ale naturii, din ce în ce mai mult, da? Ok, peste câțiva ani va fi o normalitate. Ne asumăm, cei care vorbim un pic mai devreme despre aceste lucruri, ne asumăm reacțiile. Nu e niciun fel de problemă. Dar știi cum e asta cu un pic mai devreme? Mie mi-a plăcut foarte mult în copilărie să citesc povești. Și povești am citit de peste tot în lume. Iar citeam despre unicorni, citeam despre dragoni, citeam despre spiritele naturii. În realitate nu e nimic nou. Nu este nimic ce aparține al viitorului. Nu. E ce ne aducem aminte. Este ce ne aducem aminte, este ce ne suntem pregătiți să acceptăm mai mult decât ca o poveste sau ca un mit. Nimic nu există fără să aibă un adevăr în spate. Imaginează-ți,
Imaginează-ți. Gândește-te câtă imaginație să fie avut oamenii ăștia acum grămadă de ani să scrie toți despre unicorn, despre dragoni, aceleași lucruri. Sau despre orice altceva. Da? Ce descoperim în prezent că este de fapt real. Dar nu asta era ideea oricum. Ideea este că noi ne-am învățat, a fost ceva, a fost dificil și să acceptăm prezența îngerilor, deși vorbeam și săptămâna trecută, Biblia ne-a mai ajutat. Și numai Biblia în toate religiile, că nu vorbim despre Biblie, că Biblia nu este, religia noastră nu este unică. Este e adevărat, chiar suntem noi mai obișnuiți cu ea, numai că noi punem Biblia în față, dar mă întreb oare câți au citit Biblia. Asta este altă întrebare, câți au citit Biblia, de la cap la coadă, în primul rând. Pentru că acolo sunt foarte multe mesaje. Sunt foarte multe informații, într-adevăr. Informațiile acelea pot fi înțelese în diferite feluri pe măsură ce evoluăm. Poți să primești în ziua de azi foarte multe, foarte multe informații, însă aș vrea să revin la călăuzele divine, pentru că ideea era alta. Ideea era să înțelegem că sunt mai multe clase de, divin, de călăuze. Nu avem doar îngerii păzitori, așa cum credeam. Cine este pregătit să facă un pas mai departe și să înțeleagă că mai pot fi și alte clase de conștiințe care nu sunt angelice și care ne pot ajuta, are de câștigat. Sau poate să refuze această informație, că o va accesa la un anumit moment. Ok, eu mă adresez aici, când vorbesc atât de explicit, celor care sunt pregătiți să primească această informație, care ar fi interesați, pe care nu trebuie să-i conving eu, pentru că nu pot să conving pe nimeni să creadă ceva ce nu crede că ar fi posibil. Sau să aștept vreodată să, nu știu, să iau un unicorn, o formă fizică sau un dragon ca să creadă vecinul sau vecina. Și până atunci să rămânem cu toții pe loc că nu crede vecina sau vecinul sau, știu, ca să fim politicoși. Deci există întotdeauna informație mai multă la dispoziția noastră. Vrem să o accesăm? O accesăm. Vrem să o ignorăm? O ignorăm. Eu mă adresez celor care vor să acceseze informațiile acestea. Okay. Nu mi-am propus să conving pe cineva. Nu este treaba mea să fac asta. N-am de ce să fac. Adică sunt oameni care se pregătesc să facă asta. Dar sunt buni pe ceea ce fac. Eu nu. Bun. Și călăuzele. Da. Spuneam că sunt mai multe clase. Da. Destul de specializate, din câte știu eu, încă o dată. Pot fi și mai multe decât cele despre care am vorbit. De exemplu, săptămâna trecută n-am vorbit despre ghizii din lumile de dincolo, care pot face parte din călăuzele noastre. O perioadă de timp sau o perioadă mai lungă de timp, fie că le cunoaștem, fie că nu le cunoaștem. Am mai vorbit despre acest lucru când am vorbit, lumile de dincolo. Da. Deci fiecare dintre aceste conștiințe au grămadă de lucruri de făcut. Dar am văzut că oamenii au adresat întrebări și mă bucur foarte mult și voi încerca pe cât mă pricep și pe cât știu eu până în acest moment să și răspund la unele dintre întrebări. Revin cu informația că adevărul nu este unic, nu e complet, nu este exclusiv. Da? Deci fiecare are propriile, să-și pună propriile întrebări și are să propriile primească întrebări, răspunsuri. Are propriile experiențe, fiecare ființă este unică, percepe lucrurile într-un mod unic și are un traseu de evoluție unic. Deci ce întreba lumea? Da. Da. Ce facem cu ele? Ai vorbit de categoriile de ghizi și de călăuze spirituale. Cum știm când avem nevoie de fiecare categorie? Și tocmai asta spuneam și săptămâna trecută. Nu este nevoie să știi în detaliu ce fel de călăuze ai, în sensul de că ai și maestri, că ai și îngeri, că ai tot felul eul superior, că ai... Da. Este suficient să te adresezi călăuzelor tale divine. Și atunci, ele sunt ca o echipă managerială. Vine cine este nevoie, cine poate să te ajute, cine este mai specializat. Și de-aia am și detaliat puțin ce poate să facă fiecare, pentru că unii dintre ei nu pot face anumite lucruri la fel de bine cum pot face alții. Da? Spuneam că îngerii nu te pot ajuta în materializare, cum te ajută un dragon care e un elemental și creează realitatea fizică,
da? Sau maestrul are acea experiență, maestru înălțat, dacă ți este alături, are acea experiență a vieților pe care nu are nici un dragon, nici un înger, nici aspectul tău superior, nici sinele tău divin, dar nu au acea experiență care să, prin care să înțeleagă, să fie mai adaptați la lecțiile, la suportul pe care ți-l oferă. Pe de altă parte, dă îngerului ce al îngerului, emoționalul, motivarea, te motivează, îți arată iubirea, îți arată că ești tot timpul, cineva este lângă tine și îți oferă suport. Deci nu este obligatoriu să știi care sunt, cum îi cheamă, cât sunt, pentru ce sunt lângă tine. Este important să accepți într-o primă etapă faptul că pot exista. Este suficient. Să accepți că pot exista și dacă tot există și își pierd vremea pe lângă tine, știi cum, hai să le dai și ceva de lucru și poți să le ceri suport din când în când. Cum în gând? Una din întrebări era, de ce mai facem parte din această realitate dacă deja există un sine superior? Am vorbit despre acest lucru în emisiunile trecute, pe la începuturi. Sinele nostru divin, la fel ca celelalte aspecte superioare, nu au experiența de la nivelul nostru, nu pot coborî într-un nivel fizic. Sunt mult prea sus, adică vorbim de dimensiuni 6 și mai sus, nu pot să-și asume lecțiile într-o realitate fizică pentru că nu se pretează acestei realități fizice. Noi suntem parte din ei prin care ei integrează, dacă vrei, teoria pe care o dețin. În momentul în care tu consolidezi, când tu înveți într-o realitate fizică, tu un suflet al unui sine divin, atunci sine divin își consolidează informația pe care o deține, dacă vrei. Da? Deci noi oferim practica. Noi oferim acea perfecțiune de la cel mai jos nivel. Așa cum spunea la un moment dat cineva, dacă ajunge ignorantul să te înțeleagă, înseamnă că ai transmis bine informația. Era o vorbă. Da. Așa și am putea vorbi și aici. Dacă ajunge cel mai de jos nivel al tău cu conștiință de sine, da? Sau conștient de sine, să realizeze ce este și să se ridice puțin câte puțin până ajunge la nivelul tău, deja foarte multe aspecte ale tale, sine divin, sunt deja consolidate ca cunoaștere. Pentru că a venit și experiența din aceste realități care îți consolidează cunoașterea. Și mai departe îți continuă evoluția, dar fără să mai ai nevoie de partea aceasta de primară, dacă vrei. Clasa primară. Care... De ce ai făcut 1-4? Treci mai departe, da. Și le știi tot timpul. Da. Vorbeam emisiunile trecute și de Padre Pio și atunci o altă întrebare e dacă alte entități Desigur. Ai călăuzele tale divine, hai să vorbim despre îngeri păzitori. Da, ai îngeri păzitori, bun, ei sunt alături de tine în funcție de ce ai tu de făcut. Știm deja lucrurile astea. Dar alegi să studiezi mai mult zona, regatul angelic, să spunem. Înveți să te conectezi cu ei, înveți să lucrezi cu arhangheli, poți să faci chiar și mai mult de atât, poți să ajuți și alți oameni să se conecteze cu ei, să vorbești. În momentul acela vei atrage mai multe energie angelice alături de tine, care nu vor fi neapărat călăuzele tale divine, dar îți vor oferi suport. Înveți să lucrezi cu dragonul tău. Da? Sunt foarte mulți oameni care deja fac asta. După aceea afli că mai sunt și alte clase de dragon care nu sunt neapărat călăuze divine. Ce și înseamnă că înveți să lucrezi cu dragonul? Înveți să te conectezi cu ei, înveți cu ce ar putea să te ajute, înveți despre ei în general. Da? Și asta cum faci, practic? Numai puțin doar să termin asta. În momentul în care începi să lucrezi cu ei și afli că există dragon de foc, de apă, de pământ, de aer, că există dragon de dimensiuni superioare care nu mai sunt elementali, negri, care sunt, se referă la misterele creației, de sunt cei mai înțelepți. Foarte multe putem să vorbim despre dragoni. În momentul acela în care tu tot începi să te conectezi cu ei, să lucrezi cu ei în diferite feluri, atragi
mai mult suport din partea aceasta. În momentul în care spuneam și săptămâna trecută, îngrijești animalele, iubești foarte mult plantele, atunci foarte mulți reprezentanți ai regatului, ai spiritelor naturii vor fi alături de tine și te vor ajuta, deși nu sunt neapărat călăuze divine. În momentul în care te afli pe un nivel avansat de evoluție către înălțare, către ascensionare, da? Către ascensiune, cum spun alții. În momentul acela, tu ai un maestru care te călăuzește, în principal, cam, hai să spunem cum ar fi un diriginte la școală, da? Și ai alții maestri la care poți apela oricând, care au anumite specializări pe inițierile pe care le au ei. Dacă sunt pe raze, vom vorbi și despre raze, raza 1, raza 2, raza 3, fiecare are niște specializări. Deci poți să iai alături de tine, apelând la ei, dar nefiindu-ți neapărat călăuză cum este un maestru Akasha. Apropo, există un institut de studii Akasha în Statele Unite. Hai să-l mai deschidem un pic la minte. Am studiat la acest institut, se vorbește foarte mult despre Akasha și există o adevărată ierarhie în Akasha și o să vorbim, dacă vrei, o emisiune întreagă despre Akasha, despre lorzii Akasha și așa mai departe. Nu o să fie niciodată ca un maestru Akasha care îți cunoaște ție istoria sufletului, cât ești individualitate. Da? Dar eu o să vină și o să-ți ofere suport de fiecare dată când vei avea nevoie, când vei solicita. Ghizii din celelalte, din lumile de dincolo, te vor ajuta. În primul rând, ei sunt pregătiți să facă asta. Deci este o diferență între cei dragi care au plecat și care sunt în preajmă și te mai ajută din când în când, e o mare diferență, și un ghid spiritual din lumile de dincolo, care face parte din călăuzele tale, din această echipă și care te va ajuta dacă ai treabă cu lumile de dincolo. Ești medium. Lucrezi într-o zonă unde, nu știu, pleacă mulți oameni și ai contact foarte mult cu cei rămași. Îți va fi alături. Foarte multe, în momentul în care am lucrat pe identificarea unor entități pe care le avem în zonă, s-au întâmplat în foarte multe cazuri să fie și un ghid din lumile de dincolo, de multe ori nu se prezintă, dar anunță, știi, ai abilități, eu sunt aici, ai putea să faci mai mult în direcția aceasta, pentru asta sunt alături de tine. Tu poți să alegi să faci asta sau nu, dar îl vei avea pentru asta, deci el nu te va ajuta cu altceva și este pregătit, se pregătește, poate să aleagă între vieți. Știi că povesteam că poți să faci foarte multe lucruri între vieți și desigur depinde foarte mult de cât de evoluat ești ca suflet, dar nu vei fi lăsat, de exemplu, să fii ghid spiritual dacă nu treci prin o pregătire specială care să-ți dea o anumită finețe în conștiință cât să poți să faci acest lucru, să fii alături de cineva care și să-l ajuți să facă ceea ce face, adică să fie un mesager între lumi. Spui mereu că sunt atât de multe entități care ne ajută. Da. Deci Padre Pio, apropo de întrebare, deci sunt mulți sfinți în care credem, la care ne rugăm, care ne pot ajuta. Nu înseamnă neapărat că ne sunt, nu mă refer la această clasă specifică de călăuze divine, cum e îngerul tău păstor, cum este unicornul tău, cum este, da? Ci mă refer la când vorbim despre sfinți și alte clase, vorbim că te pot ajuta. Le soliciți suport, o pot face și nu te ajută doar pe tine, ajută și pe alții. Deci există și astfel de conștiințe care te pot ajuta fără să le numești neapărat ca parte din călăuzele tale divine. Numai că în tradiție, să spun, sau în credință, unde este alb este și negru, unde este ajutor este și piedică. Cum știi că ceea ce primești este de la cineva care vrea să te ajute sau de la cineva care vrea să spună piedică? Întotdeauna poți să accesezi energii mai joase, să le spunem, care pot să-ți aparțină. Adică poate să fie ego-ul tău, pot fi fricile tale, care pot fi mai periculoase decât
entități, că ți-o tot spune că mama am, sau agățat de mine entități sau nu știu cum. Da, aici ar fi foarte multe de e mult de discutat. În, putem să facem, dacă vrei, o emisiune despre astral, pentru că doar în astral poți să găsești tot felul de creații care sunt și divine, dar sunt și create de om. Aha. De la individual până la colectiv. Maestrii chiar spuneau, dacă ați putea să vedeți ce puteți să creați, dacă ați vedea ce creați voi în astral doar prin gând așa, din ce emiteți, v-ați îngrozi ce forme puteți crea în astral, emoțional, din emoțional, din mental, din ce vrei tu. Se hrănește cineva cu formele alea? Ele se hrănesc cu credința noastră, cât de mult crezi în ele, cât de mult crezi în ceea ce spui. De-a lungul timpurilor, din diferite, din lipsă de cunoaștere, oamenii au creat tot felul de credințe, să spunem. De la pisica neagră care strece prin fața până la diavol. Aha. Da? Cu cât au fost mai mulți oameni care au crezut o perioadă mai lungă de timp, cu atât aceste energii sunt mai puternice, dar nu sunt creații divine. Dar vom vorbi altă dată, dacă vrei, și despre acest lucru. În momentul în care omul va evolua și va înțelege că mintea duală crede că dacă există alb, lumină, există și întuneric, dar după cum spun conștiințele superioare, nu este adevărat. Întotdeauna este lumină. Faptul că există lumină nu este obligatoriu să însemne și întuneric. Unu, doi, mă rog, sunt mai multe motive. Îngerii n-au liber arbitru, deci nu există îngeri căzuți și alte lucruri. Există alte conștiințe. Într-adevăr, există niște conștiințe despre care știm cu toții, dar nu sunt ceea ce credem noi. Vom vorbi, dacă vrei, cu altă ocazie. Da. Poate altă dată, când am fi mai pregătiți. Am avut experiența dar, și a cursului de miracole la Sănătate, Trup și Suflet. Ce a fost? Nu, wow. Curs de miracole este, dacă vrei... Apropo de non-dualist. Vom putea vorbi și despre curs de miracole un pic, dacă vrei, îl ador. Dar există un secret la cursul de miracole. Există un secret la cursul de miracole. Să nu încerci să-l înțelegi. Să-l lași să lucreze. Pentru că oricum n-ai cum să înțelegi foarte multe. El îți lucrează la cel mai fin nivel pe conștiință și este cel mai bun manual de trecere spre o conștiință cristică. Vom vorbi și despre conștiința cristică la un moment dat. Este foarte important că avem tot felul de idei despre conștiința cristică și putem să fim mai clari pe partea aceasta. Ar fi, pentru că noi toți vorbim despre Iisus și despre conștiința cristică. Deci pot exista tot felul de energii. Energiile nu trebuie să fie neapărat despre călăuză, să le vedem atât de sus. Pot fi și din jurul nostru. Pot fi energiile stagnante pe care le lasă cineva pesimist, cineva furios, cineva nervos, care îmi pot sparge un bec. Da? Nu trebuie neapărat să fie altceva. Am văzut astfel de situații. Fără să fie altceva. Doar atât. Furie. Da? Este o forță a energiei care poate crea probleme. Cum faci deosebirea dintre călăuze divine și alte energii din mesajul trimis, în primul rând? În primul rând, din calitatea mesajului. Când mă refer la calitate, mă refer la... Da, la calitate, la informația transmisă. O călăuză întotdeauna te va motiva. Ți va spune că ești frumos, că ești iubit, că poți, îți va aminti de divinitatea din tine, îți va da suport, nu ți va induce sentimente de vinovăție, pedepse. Poate de alții eventual, că așa și ego zice că tu nu meriți așa ceva, tu ești prea bun pentru... Pentru că aceste clase de conștiințe care sunt alături de tine să te ajute, asta fac, te ajută. Nu te vor pune la colț și nu-ți vor spune cât de mic ești și cât de jos ești, pentru că ai făcut lucrurile într-un fel și nu le-ai făcut altfel. Îți vor spune din contră, suntem alături de tine, indiferent ce ai vei alege. Îți vor prezenta întotdeauna o variantă superioară, o perspectivă superioară a ceea ce există în viața ta. Și al doilea reper este ceea ce simți în interiorul tău. Că simți dincolo de mental, simți iubirea, simți
emoționalul tău se bucură când primește acele informații. Te fac să treci printre cele mai, prin cele mai grele situații cu zâmbetul pe buze. Aici, așa le recunoști pe călăuze versus orice fel de alte, alte energii care pot avea independență și chiar părți din tine cu care te poți conecta crezând că te conectezi cu, cu altceva. Deci e calitatea mesajului în primă fază. Ai nevoie de un guru ca să ajungi la luminare, ca să evoluezi spiritual? Ce înseamnă iluminare? Evoluție spirituală, hai să o luăm așa. Ce înseamnă evoluție spirituală? Pentru mine înseamnă să mă apropii mai mult de mine, înseamnă acea de divinitatea călătorie, din tine. Exact. De să aduci umanul din tine mai aproape de divinitatea din tine. Da. Ce pot să spun din experiențele mele este că se întâmplă să fiu un exemplu de om care a studiat mai mult cu ființe neîntrupate decât întrupate. Deci dacă mă întreb pe mine, am să spun nu. Da? Dar primești călăuzire, te învață, te conduc unde să ajungi, cum să ajungi. Ai tot felul de experiențe, ți le explică. Din când în când însă este important sau te poate ajuta, dar nu este obligatoriu, să găsești pe cineva în trup, ca facilitator, ca ce vrei tu, care să vină să-ți puncteze la nivelul tău anumite lucruri. Dar asta nu înseamnă că este obligatoriu să ai un guru. Ce e un guru? Maestru spiritual. Un maestru spiritual. Ce înseamnă un maestru spiritual? O conștiință care a evoluat suficient de mult încât să vadă viața dintr-o perspectivă diferită decât mulți alți oameni. Da. Da? Poate a văzut-o alături de un alt maestru sau poate a văzut-o intuitiv împreună cu călăuzele sale și prin experiențele directe. Experiența directă, din punctul meu de vedere, este cel mai important maestru pe care îl poate avea un om în viață. Indiferent ce vorbim noi aici, indiferent câte cărți citești, experiența, ceea ce simți tu în interior și experiența directă, care nu înseamnă neapărat de ce simți în interior, dar și sincronicitățile și tot ceea ce poți să observi într-un mod conștient, acelea reprezintă cel mai bun maestru și te duc într-o stare în care poți vorbi altora cu acea siguranță a ceea ce știi în interior, a ceea ce ai experimentat, fără să simți nevoia să demonstrezi ceva cuiva. Acela este, din punctul meu de vedere, cel mai important maestru. Apoi aș mai vrea să mai punctez faptul că pe măsură ce ai lângă tine maestrii subtili care te ajută, întotdeauna vor fi mândri de tine când vei activa maestrul interior. Dacă tu înveți, dau un exemplu simplu, cu maestri înălțați și învățături și te deschizi la minte și perspective superioare și ajungi, dau un exemplu, să te apleci, să fii în genunchi în fața lor, ar fi foarte dezamăgiți. Foarte dezamăgiți pentru că ar însemna că n-ai înțeles nimic. N-ai înțeles că tu ești un maestru. Iar tot ce au făcut ei a fost să-ți amintească, să amintească, să comunice divinității din tine, să iasă la suprafață și să treacă puțin de umanul, să transforme, să transmute acel uman în calități divine. Asta este rolul lor. Dacă tu vii și le spui, tu ești maestru și eu sunt mic și neînsemnat, da. Ești o mare dezamăgire. Pentru că tu exact asta vii să înveți pe pământ, că ești un maestru. De-aia, la un moment dat, când devii un maestru, maestru înălțat, devii un maestru când îți amintești ce ești, o esență divină, când maestrești lecțiile oferite de o realitate și când te apropii ca nivel de conștiință de un sine superior. Și atunci când vorbim de a maestri, vorbim de ce? De a materializa lucruri, de a... Practic... Materializarea este un efect. Este un efect automat. Pentru că
tu în momentul în care ajungi să măestrești viața, înseamnă că de fapt ajungi să înțelegi ce ești. Uh-huh. Ajungi să conștientizezi potențialul tău divin, care potențial al tău divin te ajută să creezi realitatea în care existi, atunci înțelegi că poți să și corectezi în interior lucruri care se oglindesc în realitatea respectivă, tu înveți foarte multe. Pe măsură ce înveți, energiile tale cresc în finețe și în putere în același timp. Și atunci materializările, deci acele dorințe pe care le ai, acele obiective pe care ți le propui, se materializează mai ușor în realitatea fizică decât în mod normal. Materializarea presupune o parte, dacă vrei, automată, care ține de evoluție, uh-huh, și o parte de știință. Să ai idee cu ce să lucrezi sau pe ce repere să lucrezi, pe subconștient care accesează legile, care sunt legile. Deci, cum le folosesc? Ce înseamnă legea atracției? Ce înseamnă legea rezistenței? Ce înseamnă legea atenției? Adică să le folosesc în, să mă ajute. Câtă încredere am în mine? Și multe alte aspecte. În teorie, un maestru apropiat de iluminare ar trebui să nu aibă probleme cu nimic din ceea ce este terestru. Da. Uitându-mă, nu știu, la... Să fie foarte implicat, de fapt, în ceea ce este terestru. Și atunci, ce sunt cei care au trăit, nu știu, ca Ramana, care a ales să trăiască în peșteră, și San Francisco, care a ales să trăiască în sărăcie, lucie? Noi suntem ființe complexe. Întotdeauna voi spune acest lucru. Suntem multidimensionale, suntem complexe. Când vorbim despre un proces de evoluție, vorbim despre foarte multe laturi, uh-huh, pe care le avem de rezolvat. Dacă vorbești despre karmă, de exemplu, doar dacă vorbești despre karmă, când vei vorbi despre karmă, vei vorbi despre asta între oameni. Tu nu o să vii niciodată cu o karmă complexă de rezolvat să pleci în Himalaya. Nu, vei sta cu vecina de la bloc, cu tanti nu știu care de la etajul nu știu care, te duci la muncă și așa, ieși seara și întâlnești oameni, ai relații, așa se rezolvă karma. Karma o rezolvi cu alți oameni. Când vii și ai nevoie de o contemplare a divinității dintr-un plan fizic, ești pe un alt, dacă vrei, este o bucată, un fragment din tine care are nevoie de experiență pe partea asta, atunci vii și stai prin Himalaya. Dar dacă ai lucrurile rezolvat pe parte de karmă, de exemplu, vei veni în București. Și dacă vei crede, un credit, da? Dacă vei crede că ești în București, că așa te-a adus viața, deci așa ți-ai ales, te-ai născut într-o țară sau în Paris sau nu știu unde vrei tu, în Pitești, în Craiova, oriunde, da? Și stai la bloc, stai printre oameni, dacă tu crezi că scopul tău este să te interiorizezi și să meditezi toată ziua, atunci undeva ceva nu e în regulă. Pentru că e important să meditezi, e important să ajungi să meditezi și când ești la piață și poți să o faci cu ochii deschiși și vorbind cu altcineva, să intri într-o stare de meditație, să te conectezi la energii superioare. Se poate face foarte simplu asta. Dar nu e scopul vieții tale să nu ai muncă, să dea tot ziua să meditezi. Și dacă se poate să te hrănească oricine altcineva. Nu, înseamnă că e important să ieși în lume, să vezi de ce te-ai născut, de ce te-ai aflat într-o mulțime de oameni, ce ai de rezolvat cu ei. Altfel, în mod sigur, ai fi venit, te-ai fi născut în altă zonă care s-ar fi pretat inclusiv prin religie. Cu, ieși cu farfuria și îți pune cineva religia noastră nu te îndeamnă către a contempla divinitatea din tine. Așa cum este ea transmisă și înțeleasă, te trimite în exterior. Ajută-ți fratele. Da. Da? Nu ești un budist care se caută în interior să scotocește, să vadă ce găsește pe acolo și cum poate să atingă iluminarea. Nu, ești în partea asta la altă. Nimic nu e întâmplător. Faptul că ți alegi țara asta sau alta în care ești și locul din ea, spune foarte multe despre obiectivele pe care le ai. Există ființe și de pe alte planete, din alte dimensiuni? Asta am tot vorbit, dar este o întrebare care vine, da, și care să ne ajute la nivel de grup. Da. Aș vrea să vorbim
să avem o emisiune specială pentru călăuzele planetare. Și acolo vom putea să vorbim mai multe lucruri despre acest. Acum, eu recunosc că vreau să aduc un pic la România. E ziua culturii, e ziua Eminescu. Mi-ar plăcea să pot să recit, dar cred că fiecare dintre noi avem un măcar un vers de al lui Eminescu care ne-a atins sufletul. Și cumva parcă vedem, ca să nu mai zic la ce se întâmplă acum la nivel politic, parcă avem cu toții aceiași, ori aceiași ghizi, ori aceeași karmă, ori aceiași ceva. Există karma națională. Fiecare țară are karma ei. Există karma națională. Și să vorbim cu ghizii ăștia naționali? Există ierarhii foarte, foarte complexe, dar vreau să știu un lucru. Este exact ca la nivel individual. Poți să ai o armată de ghizi. Atâta timp cât pe tine nu te interesează să te implici activ în viața ta, ci stai ca o legumă și dacă se poate să și pice, ei nu vor putea acasă să facă lucruri pentru tine. Ei întotdeauna o să spună, tu fă partea ta, noi vom face partea noastră. Sau cere-ne suport, fă niște lucruri, pentru că tu ești în realitatea fizică, nu suntem noi. Noi putem să-ți dăm oportunități, apropo de cu ce ne ajută, da? Și asta se poate întâmpla inclusiv la nivel național. Ei te motivează, e foarte important. Știi, când te lansezi într-o acțiune, dacă ești optimist și cu încredere în tine și în rezultate, poți să ai alte rezultate decât cele în care nici măcar nu ești din casă, că oricum nu se întâmplă, știi? Uh-huh. Deci știi cum e aia? Nu mă duc la vot, că oricum nu contează. Da. Asta ca să trecem în partea elaltă. Da, cumva, știi că ne doare. Îți asumi, da, dar astea sunt lucruri pe care ți le asumi. Nu te duci la vot, că oricum te doare, că nu, oricum nu contează. Îți asumi și ce iese la vot. Adică ce se întâmplă după aceea. Știi? Oricâte călăuze ai, că ești țară, că ești popor, sau că ești individ, sau că ești planetă, este vorba de alegeri. Alegeri individuale și alegeri colective. Îmi iubesc foarte mult țara și mi-ar plăcea tare mult să vorbesc despre țara mea. Are vreun sens tot ce se întâmplă? Acum? Da. În România? Da. Pentru mine are. De anul trecut are. O să pară ciudat, dar ne întoarcem la dragoni. Așa. În 2017, energia dragonilor a accesat țara noastră. Ea a fost pregătită, dacă vrei, de îngeri, cu multă iubire. Au fost valuri de energii care au pregătit energia națională. Vorbim de tot felul de terapii de vindecare. Da? Au fost în valuri, în valuri, s-a tot lucrat și vorbim despre energii la nivel colectiv. Când ai o energie a dragonilor, ce vorbeam despre dragoni? Ai lecții de învățat? Vrei să vedem dacă da? Cum începea anul trecut, 2017? Păi suntem o democrație, aveți o democrație, este sigur de asta, da? Hai să vedem cât de mult ne ducem și băgăm mâna în sac și scoatem, să vedeți câtă democrație aveți. Au apărut primele probleme. Nu vreau să intrăm în politică, că nu e vorba de politică. Nu e de politică, e efectiv. Hai să vedem. Se întâmplă, că... Hai să testăm, să vedem câtă de asta aveți, câtă unitate aveți, câtă asumare față de țara voastră aveți, câtă de asta aveți. Toate din 2017 încoace, toate au fost duse la nivel foarte înalt. De câți ani a mai ieșit lumea așa, în stradă? De câți ani? De ce? Pentru că asta și fac ei. Deci îți intră până la cel mai adânc, știi, în cotloane și scot de acolo să nu cumva să rămână ceva nescos la lumină. Și analizat și învățat și consolidat și eliberat. Din punctul meu de vedere, acesta este motivul pentru care avem aceste probleme. Uh-huh. Probleme. Nu sunt probleme. Sunt teste, dacă vrei. Sunt teste ale societății. Cât de mult vă iubiți țara asta? Cât de mult vreți să schimbați lucruri în țara aceasta? Cât o să tolerați niște lucruri? Câtă resursă vreți să mai lăsați copiilor de după noi, după voi? Cât de mult vreți să fie respectată țara asta în toată lumea?
cât de mult o respectați voi și o iubiți, câtă responsabilitate aveți pentru cine puneți sus, indiferent cum se numește. Deci nu vorbim aici despre politică. Da. Nu, vorbim despre noi ca popor care, printr-o decizie colectivă, lăsăm să se întâmple niște lucruri. Implicare sau neimplicare? E implicare sau neimplicare? Este exact ca la nivel individual. Oricât, încă o dată, oricât suport aș avea, dacă pe mine nu mă interesează, nici nu cred în el, sau dacă cred în el, nu mă interesează să fac nimic, așa voi rămâne. Nu o să mă împingă nimeni să-mi testeze limitele. Nu. Și un dragon, dacă vei lucra cu el, trebuie să-i spui că vrei. Adică să-i ceri să te ajute. Și atunci o să primești ajutor. Nu o să stea nimeni să te dea cu tăvălugul peste tot, să vadă cum reziști. Despre asta vorbim. Ce simt acum însă este că era un banc, era despre evrei, dar mi se pare atât de românesc, când deja sunt doi români, e unul în plus. Asta e, repet, era la evrei, dar așa mi se pare, în secunda în care iese cineva în față, eventual i-a aplaudat un pic, după care, indiferent ce face sau nu face, se găsesc nu știu câți cârcotași. Eu nu știu, eu îmi iubesc foarte mult țara și am foarte mare încredere în români. Sunt niște oameni foarte, foarte inteligenți, foarte inteligenți. Și îmi pare atât de rău că nu au reușit să pună această inteligență, să o creeze cumva, să-i dea forță colectivă. Asta spun, ca lecție unității, ce individual putea să facem? Sau ei au început, să existe tot felul de acțiuni colective. Dar și aici este problematic, pentru că o lume întreagă se împarte în două, cum spunea Saint-Germain la începutul anului trecut. Una e a ta, cealaltă e tot a ta. Știi? Ajută pe una, ajută și pe cealaltă, că ele împreună compun lumea ta. Adică e o țară. Nu suntem părți dintr-o țară. Da, recunosc că mă doare și mă frământă ce se întâmplă, de-aia am încercat așa cumva să ating, pentru că exact cum spuneai, e frumos să stai în meditație, dar trăim zilnic în asta și mi-ar plăcea să putem să schimbăm ceva. Da, eu personal mă străduiesc să fac asta prin ce pot eu, ce știu eu, ce pot eu. Pentru că fiecare această realitate națională e creată din realități individuale. Aha. Și ajungem la... Și ajungi la ce e în interiorul tău și din interiorul tău poți să schimbi o națiune, știi? Pentru că tu contezi. Întotdeauna contezi. Cumva te auzeam când spuneai că avem atâtea ajutoare și mă întrebam oare de ce suntem atât de importanți? De ce avem atâtea ajutoare? De ce sunt atâția ghizi? Pentru că e greu cumva, e greu și de digerat asta, știi? De pentru că atâta... Ți se pare complex? Mi se pare cumva altfel decât am fost crescuți. Că ești mic, neînsemnat și tu trebuie să faci ceva să te remarci. Da, poate că ai răspuns singură. Dacă așa am fost învățați, eu nu știu, eu am fost învățată să fac lucrurile cât pot de bine și să mă descurc. Dar m-am simțit iubită de ai mei. N-am avut, dar sunt tot felul de cazuri, într-adevăr. Lucrurile nu sunt atât de complexe și de complicate. Nu înseamnă că avem călăuze multe. Mintea noastră este foarte simplă. Mintea noastră este foarte simplă. Pentru ea poate să pară complex ceea ce spunem aici. Am zis. Ea nu este obișnuită cu altceva. Adică gândește-te că există oameni în ziua de astăzi care consideră că nu există Dumnezeu. Da? Deci e foarte simplu la ei, nu există nici Dumnezeu, nici înger, nici nimic, da? Și ai o paletă de la astfel de oameni până la cei care încep să spună a treia subdivizie din nu știu care ierarhie. O să întâlnești tot felul de percepții asupra existenței călăuzelor divine. De fapt, creația divină, ea este într-adevăr complexă, dar mintea noastră o percepe și mai complexă decât
este ea în, pentru în realitate. Pentru că se pare complicată. Pentru că nu e învățată. Nu a fost învățată, exact cum spuneai, nu e obișnuită cu astfel de informații. Deși dacă te duci în Biblie și citești în Vechiul Testament, nu știu dacă ai avut vreodată curiozitatea, să citești despre un personaj. Până ajungeai să afli viața acelui personaj, aflai despre toate triburile din care se trăgea el. Din ăia care erau din elalții, din elalții, din elalții. Deci e o chestie care deja puzzle, când ai terminat partea aceea, zici, stai că e o pauză, că am ajuns la asta în prezent. Am ajuns la el în prezent, o să văd mai târziu puțin ce facem, dorm un pic, știi? Sau un curs de miracole când, exact, când citești cu partea o treia, da, jumătate de pagină și spui mai vorbim. Dacă ești deștept. Data viitoare. Dacă da, mai nu vedem încerc noi cu cum mai e pe acolo. Da. Ok. Te-aș propune să folosim ultimele minute ale emisiunii cumva să, și să readucem aminte, dar să și punctăm cam cum practic se cere ajutorul. Am postat și pe Design Perfect un fragment de pe site, Comunicarea Divină. Acolo este foarte, foarte clar vorbit. Dar în cel mai simplu mod, exact cum ai face cu altcineva, cu un om, da? În primul rând, să crezi că te poate ajuta, să-i transmiți în gând, nu trebuie să faci cine știe ce tehnică, nu trebuie să aprinzi faci tot felul de mantre și da, de, da? Deci ei sunt acolo, ei primesc informația ta, da? Transmiți în gând cu cuvintele tale ceea ce ai de transmis, ca și cum ai vorbi cu niște înțelepți. Ei sunt niște înțelepți. Deci nu sunt niște judecători. Nu te judecă absolut nimeni. Da? Transmiți ce ai de transmis, le spui despre ce e vorba, îi rogi să te ajute într-un fel. Nu le dai și soluții pentru că te limitezi. Aha. Pentru că tu poți să vezi lucrurile doar într-un fel, dar perspectiva superioară poate să fie diferită de a ta, sau dacă vrei, tu de la nivelul tău ajungi în intersecție și vezi dincolo de intersecție, dar nu vezi ce e în stânga și în dreapta, că ai niște clădiri, iar ei văd deasupra. Și ei văd, de exemplu, dacă vine o mașină și așa, și nu e bine să iei pe acolo. Sau nu e bine să iei pe acolo, sau ce e prin partea altă, se lucrează la drum. Dau un exemplu. Da. Da? Deci lasă și perspectiva lor să vină. Cum vezi, după care fii deschis să urmărești lucruri. De exemplu, acțiunea poate să aibă tendința să meargă într-o direcție, ca evoluție. Mergi și tu să vezi încotro o iei, încotro te conduce, știi? Că tot încerci. Sunt situații în care tot încerci și tot ești trimis înapoi, tot ești adus înapoi, știi? Tot nu funcționează, funcționează altfel. După care trece timpul și descoperi că era mai bine așa, dar tu nu știai, dar tu vroiai într-un fel. Da? Deci lasă-ți mintea deschisă și urmărește-ți interiorul, pentru că interiorul în ce mod îți vorbește? Te simți atras să faci niște lucruri, îți vine o idee să faci ceva, să suni pe cineva și să-i spui de nicăieri, m-am gândit că poate cine știe, ai tu vreo idee. Și omul ăla să spună, pe chiar am. Sau uite, vezi că am vorbit cu nu știu cine. Adică poți să primești informații și suport și prin oameni foarte, foarte ușor. Nu este absolut nimic complicat. Absolut nimic. Pur și simplu spui ce ai de spus, dar ești și atent la ce se întâmplă în jurul tău și întotdeauna acționezi. Deci nu stai. Nu stai în casă închis și aștepți să, nu știu, să se întâmple ceva, să... Că între timp poate să treacă Dumnezeu cu barca și tu să nu fii exact acolo și... Da. Ramona, îți mulțumesc foarte mult. Ce să zic? Să rămânem și să trimitem energie bună, dar să și acționăm, pentru că sunt destul de multe lucruri care se întâmplă în aceste zile în România și, așa cum spunea Ramona, ascultați-vă interiorul, ascultați-vă ce vă spune acel interior divin și acționați, nu stați în casă. O seară binecuvântată să avem, rămâneți pe Canal 33. Vă invit mâine la o ediție de excepție a emisiunii Sănătate, Trup și Suflet cu un invitat care aparent a plecat, dar s-a întors pentru că mai are lucruri de făcut. Gabriel Cotabiță, despre sănătate, trup și suflet, va fi mâine.